A început festivalul pastramei și mustului. Mirosul pastramei, al micilor, sărmăruțelor calde, dar și bulzului, se resimte pe promenada Crișan din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Oameni de pretutindeni au venit pentru a se bucura de atmosfera plăcută și bucatele alese. Pastrămioară la grătar, pastrămioară la ceaun, cârnați de porc, cârnați de oaie, scărița fumată, bulzurile țărănești, lipiți țărănești. Festivalul pastramei și mustului tocmai a început la Drobeta Turnul Severin. Pe promenada Crișan, numeroși producători din județul Mehedinți au adus preparate specifice zonei în care locuiesc pentru a-i bucura pe mehedințeni. Sunt prezenți și producători de blană, de pielărie, producători handmade, produse artizanale. Puteți găsi și o gamă foarte variată de dulciuri, de gogoșele, clătite, chiurtoșcolaciul, dar noi vă îmbiem cel mai mult cu terasele tradiționale, unde găsiți sărmăluțele tradiționale, păstrămioara la ceaun și pe grătar, bulzul tradițional și multe, multe alte bunătăți, care le vom servi cu mustul și cu vinul toamnei. Atmosfera va fi acompaniată de spectacole de excepție cu muzică populară, interpretate de artiști din zona Mehedințiului și Banatului.